La Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I Dâmbovița porțile au fost deschise între orele 10-14, timp în care elevii de la școlile și grădinițele din Târgoviște și Ognița, precum și curioșii de pe stradă, au putut vedea mașinile de intervenție. Au aflat informații despre riscurile naturale la care putem fi supuși, iar cei mai mici au primit atenția cuvenită prin explicații sub formă de joc. Azi la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Basarab I al județului Dâmbovița s-au desfășurat activități de informare, au fost prezentate mijloacele de intervenție, modul de utilizare a acestora, precum și regulile de comportare a cetățenilor premergători pe timpul și după producerea unui dezastru. Riscurile naturale la nivelul județului Dâmbovița sunt reprezentate de fenomene meteorologice periculoase, furtuni, inundații, secetă sau îngheț, și fenomene distructive de origine geologică, alunecări de teren și cutremure de pământ. Apărarea împotriva riscurilor implică, în primul rând, cunoașterea lor.